Miercuri 22 octombrie s-a desfășurat videoconferința viceprim-ministrului pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, cu instituțiile prefectului și șefii structurilor teritoriale ale MAI, cu atribuții în buna organizare a alegerilor prezidențiale. În cadrul videoconferinței a fost analizat stadiul activităților desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, potrivit programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea președintelui României în anul 2014, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 521/2014. Este foarte important ca toate aceste manifestări să fie tratate cu maximă seriozitate, să fiți pregătiți să aplicați legea de cât ori este nevoie. Până în prezent s-au desfășurat 282 de manifestări electorale în 207 localități, din 33 de județe și municipiul București. Toate aceste manifestări s-au derulat fără evenimente care să pună în pericol exercitarea democratică a dreptului la liberă exprimare a opiniilor sau care să necesite intervenția forțelor de ordine. Principala concluzie privind modul în care a decurs campania electorală până în prezent este aceea că nu au existat evenimente violente sau care să fi tulburat grav ordinea publică. În ceea ce privește programul calendaristic al alegerilor prezidențiale din data de 2 noiembrie, instituția prefectului Neamț este angrenată săptămâna aceasta într-o serie de activități. Luni 21 octombrie, la Tribunalul Neamț, au fost desemnați prin trageri la sorți președinții și locțiitorii pentru cele 485 de secții de votare din județul Neamț. Lista completă a celor 970 de persoane va fi ulterior comunicată biroului electoral județean, urmând ca la nivelul acestuia să se opereze eventuale înlocuiri prin desemnare directă. Tot în decursul zilei de luni, Biroul Electoral Județean a stabilit prin decizie secțiile de votare la care vor fi depuse cererile pentru votarea cu urna specială de către alegătorii internați în spitale. În cursul zilei de astăzi, 22 octombrie, vor fi aduse de la București depozitate la sediul Bej buletinele de vot, ștampile cu mențiunea votat, timbrele autocolante și alte materiale privitoare la alegeri. Mă refer aici la mai multe tabele tip din anexa numărul 2 la hotărârea Guvernului 709/2014. Ghidul alegătorului, de asemenea, vor fi aduse astăzi infografic cu proiecte pentru Autoritatea Electorală Permanentă, precum și postere de informare a alegerilor prezidențiale 2014. Tot în cursul săptămânii curente, la sediul instituției prefectului se vor împărți pe secții de votare toate materialele referitoare la alegeri, mai puțin buletinele de vot. Aceste buletine de vot vor fi împărțite la sediul Biroului Electoral Județean pe secții de votare. Săptămâna viitoare, respectiv pe data de 27, 28 și 29 octombrie, va avea loc instruirea cu președinții și locțiitorii acestora de la birourile electorale ale secțiilor de votare și secretarii unităților administrativ-teritoriale. Vor fi 6 instruiri pe 4 centre.